dragama, sunt Lunala. În această săptămână este momentul îndeplinirei celor mai secrete dorințe. Bunăstarea materială depinde în principal de conștientizarea, înțelegerea situației actuale și abilitatea de a naviga în viața. Este timpul potrivit pentru formarea viitoare, stăpânirea de noi metode de lucru. Acest lucru nu va da profit imediat, dar în viitor va fi util. În această perioadă va fi mult mai ușor să negociezi cu alte persoane, să combine abordări aparent incompatibile cu rezolvarea diferitor probleme. Poți face pași consistenți pentru a-ți îndeplini dorințele, pentru a utiliza logica și intuiția, deoarece circumstanțele se vor dezvolta în favoarea ta. În prima jumătate a săptămânii, afacerile legate de imobiliare, îmbunătățirea locuințelor, poate fi profitabilă. Banii pot fi cheltuiți și pentru reparații, construcții, îngrijirea animalelor și plantelor, gospodăria casnică. Primele zile ale săptămânii sunt bune pentru negocieri și călătorii, comerțul cu haine și decorațiuni, lucrul cu oamenii și informarea. A doua jumătate a săptămânii este potrivită pentru acțiuni active și decisive. Vei dispune de mult optimism, energie și entuziasm. Încearcă să eviți graba și să utilizezi abordări tradiționale pentru rezolvarea problemelor. Este bine să cheltui ceva mai mulți bani pentru îmbunătățirea aspectului tău, actualizarea dulapului și sport. Eclipsa de soare din 13 iulie poate afecta mai ales nativii de semne cardinale, rac, capricorn, berbec și balanță. Aceeași eclipsă va fi însoțită de o confruntare distructivă a soarelui cu Pluto și a lunii cu Pluto, așadar este mai bine să rezolvi problemele importante, planuri și întâlniri în perioada 9-11 iulie. Dar hai să vedem la ce sunt predispuse minunatele semne ale zodiacului. Berbec. În această săptămână, stelele favorizează afacerile în familie. Acordă o atenție maximă rezolvării problemelor legate de locuință și relațiile din familie. Reparația începută în această perioadă va trece în mod surprinzător de rapid și fără cheltuieli financiare inutile. Nu face împrumuturi, descurcă-te prin mijloacele pe care le ai. Situația din casă se îmbunătățește considerabil, dar acest lucru nu înseamnă că totul este deja trecut. Nu te relaxa. Cauza problemelor poate fi pesimismul tău. Eșecurile și neînțelegerile din sfera intimă sunt posibile. Este o perioadă sănătoasă, probabil o creștere a energiei vitale și a activității fizice, cu excepția cazurilor în care există boli cronice. Acestea pot deveni agravate, dar nu pentru mult timp. Pot apărea probleme cu vederea, inima și vasele de sânge sau stare generală de rău, scăderea performanței, coșmaruri. În astfel de zile trebuie să-ți păstrezi energia. Este util să consumi vitamine din fructe și legume. Aceasta este o perioadă potrivită pentru reconcilierea cu rudele, chiar dacă ai fost mai rece timp de mai mulți ani. Viața ta personală poate deveni mai activă, iar dacă te întorci la persoana care a fost odată aproape de tine, întâlnirile ar trebui programate pentru miercuri și joi. Cu munca stelele sunt rezervate, trebuie să aștepți până când norocul se va întoarce la tine. Astrele sunt optimiste. Taur. În familia ta sau în cercul de prieteni, răcirea temporară a sentimentelor provine dintr-o neînțelegere, o dezamăgire. Nu încălzi conflictul. Este mai bine pentru tine să fii mai docilă în timpul luptelor active. Prin retragere nu arăți lașitate, mai degrabă urmărești o tactică planificată. La urma urmei, poți să-ți dovedești părerea și după ce cad steagurile celorlalți.
Poate să apară o oportunitate de a găsi pe cineva care îți va schimba complet destinul. Puterea și încrederea în sine vor crește, precum și dorința de succes și respect, dar pentru asta va trebui să muncești din greu și chiar să riști să faci fapte îndrăznețe. O supraputere periculoasă, mândria, ar trebui să o ții în frâu sau chiar de căpăstru, de la a învăța pe alții, de a da sfaturi, de a împărtăși cunoștințele dacă acestea nu este treaba ta. Dar este bine să dobândești noi cunoștințe, impresii, să vizitezi noi locuri, să te familiarizezi cu oameni noi. Trebuie să devii mai sociabilă și atunci vei primi sprijin de acolo unde nu îți poți imagina. La sfârșitul săptămânii poate să se petreacă un eveniment care poate schimba foarte mult viața ta. Informațiile pot proveni de la un prieten care încearcă sincer să te ajute. Astrele sunt optimiste. Gemeni. Începutul săptămânii este momentul potrivit pentru a te fi scuturat de orice gânduri și pentru a începe să lucrezi din nou cu noi puteri. Nu uita că în niciun caz nu trebuie să îți suprimi impulsurile creative. Prima jumătate a săptămânii poate fi asociată cu problemele legate de finanțele tale, de bunurile mobile. Acest timp poate fi destul de profitabil, mai ales atunci când lucrezi cu parteneri străini. Guvernatorul semnului tău este deja într-o interacțiune tensionată, deci există riscul unor pierderi majore, așa că nu lua și nu da bani pe datorie. Cu toate acestea, îți poți rezolva problemele materiale. În primul rând, va fi posibil ca urmare a succeselor în activitatea profesională. Prin urmare, poți avea o cantitate destul de mare de bani la dispoziția ta, pe care o poți folosi în avantajul tău. În această perioadă, achizițiile majore nu sunt excluse. De exemplu, achiziționarea de mobilier sau o mașină. De asemenea, acum este momentul potrivit pentru renovarea apartamentului și achiziționarea de animale de companie. Tu atragi în mod literal atenția bărbaților și îți poți permite o mică poveste de vară pe care ți-o vei aminti apoi cu o multă căldură. Potrivit astrelor, norocul însoțește afacerile materiale, ele se îmbunătățesc considerabil și deja te poți gândi la sfârșitul săptămânii la cumpărături pe care le-ai amânat de mult. Cel mai probabil vei fi lăsat toate îngrijorările în urmă și te vei bucura de mult așteptata vacanță. Astrele sunt optimiste! Rac. Ești hotărâtă să te schimbi și ești gata să atingi vârful prin orice mijloace, mai întâi de toate folosind conexiuni uitate. Situația la locul de muncă poate deveni pur și simplu insuportabilă, ești folosită și ai înțeles în cele din urmă. Așadar, dacă vei fi mai îndrăzneață, săptămâna îți poate oferi șansa de a găsi oportunități complet noi. În această săptămână poți face un salt calitativ în dezvoltarea ta personală. Cele mai tinere își dau seama că nu au nevoie de control extern și sunt gata să-și rezolve afacerile în mod independent. Tot în această perioadă este posibilă o creștere creativă, consolidarea abilităților intelectuale. Este posibil ca în această perioadă să faci o călătorie independentă și vei simți vântul feroce al libertății. În prima jumătate a săptămânii poți asocia iubirea mai mult cu plăcerea, o plăcere suavă în care te poți familiariza cu ușurință, să cânți sau chiar să vorbești despre dragoste și despre aspectul cuiva. În a doua jumătate, multe dintre cele singure vor tinde să creeze o familie. Evenimentele fericite sunt rezultatul unei interferențe astrale complexe, a multor fapte și nuanțe. Prin urmare, după cum înțelegi, astfel de coincidențe sunt destul de rare.
Cu toate acestea, nu trebuie uitat că uneori atitudinea ta pozitivă și modul de gândire productiv împing evenimentele în direcția corectă. Deci, dacă această perioadă începe puțin înnourată, nu trebuie să crezi că va continua. Tu poți crea multe variații. Astrele sunt optimiste. Leu. Astrele avertizează. Vei avea o săptămână plină de bătăi de cap, dar și de entuziasm. Prietenii pot veni la tine și ești fericită să îi întâlnești, dar trebuie să cureți, să gătești și e puțin enervant. Tu nu dorești în mod deosebit să faci treburile casnice. Relația ta romantică în această săptămână se confruntă cu o mică criză, neînțelegere rezultată din lucruri minore, iar aici nu ai dreptate. Nu fi egoistă! Știi cum să asculți opinia unei alte persoane. Stilul tău nu are nevoie de extravaganță. Dacă ții cont de acest lucru, vei fi capabilă să te restabilești nu numai în ochii tăi. Uită-te atent la problemele copiilor tăi. Ai ocazia de a ajuta în mod semnificativ. Va trebui să acorzi mai multă atenție problemelor monetare și de proprietate, satisfacției nevoilor tale materiale. Doar prin muncă poți realiza acest lucru, pot să apară oportunități suplimentare pentru a câștiga bani. Este posibil să existe și o tendință și capacitatea de a face rezerve, de a umple colecția din cont. Totuși vei fi atrasă de tot ceea ce este misterios în această săptămână, iar această curiozitate se va intensifica. Poate că vei fi interesată de științele ezoterice și de tot felul de ritualuri magice care crezi că îți permit să influențezi indirect evenimentele. Este mai bine să începi cu astrograma ta natală și să faci pe detectivul în viața ta proprie. În weekend nu merită să cumperi echipamente și bunuri casnice. Ar trebui să o faci mai devreme. Astrele avertizează. Fecioara, ești complet scufundată în rezolvarea problemelor financiare. Situația nu este încurajatoare, aceasta a fost multă vreme instabilă, iar acum se poate bloca. Luni dimineață îți poate aduce unele tulburări. În primul rând, totul va cădea din mâinile tale, apoi un șir de surprize neplăcute îți pot zdrobi nervii. Principalul lucru, totuși, ca întotdeauna, să nu-ți pierzi controlul de sine. Trebuie să încerci să petreci această perioadă în mod pașnic, să nu te implici în luptă și să nu îți pierzi timpul și energia, dovedind dreptatea ta. În această săptămână vei fi pe creștere emoțională. Poate că spiritele înalte vor fi asociate cu împlinirea dorinței tale, dragi. În această perioadă, dorința de a căuta oameni cu o minte asemănătoare va crește. Urmărind acest obiectiv, te poți alătura unei comunități informale de interese. De asemenea, în această perioadă, starea ta civilă se poate schimba. Acesta este un moment excelent pentru planificarea viitorului. Chiar și cele mai îndrăznețe și mai ambițioase planuri elaborate în zilele acestea pot fi îndeplinite în viitor. A doua jumătate a săptămânii este mai pozitivă. În cele din urmă poți întâlni un bărbat care îți dă semne de atenție de o lungă perioadă de timp și, într-adevăr, are cele mai serioase intenții. Deci, zilele de weekend pentru tine vor fi minunate. Astrele sunt optimiste. Balanța. Această săptămână poate deveni o cunună pentru cele care și-au stabilit obiective ambițioase și au perseverat pentru implementarea lor. Poți să depășești toate obstacolele și să deschizi noi orizonturi. Acest lucru se manifestă cel mai bine în activitățile profesionale. Tu știi întotdeauna cum și când să faci un compromis, să susții o cauză și să transformi totul astfel încât să câștigi în cele din urmă.
Săptămâna poate începe cu o întâlnire importantă, unde poți arăta acele calități ale personajului tău, iar adversarii tăi vor pierde, deși ei înșiși nu te suspectează. Succes deosebit pot avea cele care au propria lor afacere. Sfatul planetelor prietenoase. Joi nu ar trebui să mărești încărcătura, este mai bine să stai acasă și să te relaxezi sau să faci sport. În a doua jumătate a săptămânii trebuie doar să cheltui ultimii bani, să mergi la cumpărături și astrele te roagă să nu lași în raft bluza care ți-a plăcut de mult timp. Săptămâna este excelentă pentru revelație, de la mărturisirea iubirii la clarificarea conflictelor. Încearcă să nu mănânci alimente care conțin exces de grăsime. Vineri ți se poate anula o întâlnire, dar înțelegi imediat de ce și te poți mângâia. Un pic de cumpărături te vor aduce într-o dispoziție excelentă. Ești gata să cheltui o sumă decentă și nu vei regreta. Bluza te așteaptă. Circumstanțele externe se dezvoltă favorabil în weekend. Trebuie doar să decizi dacă ești de acord sau nu cu privire la propunerile primite. Astrele sunt optimiste. Scorpion. Astrele îți recomandă să schimbi ceva, să duci un mod de viață foarte închis, iar vara să treacă foarte repede. Manifestă-ți inițiativa, acum este cel mai bun moment pentru a restaura legăturile rupte cu prietenii tăi. Apelul de marți poate fi foarte util. Indispozițiile ușoare, cel mai probabil, te vor împiedica să te simți ca o persoană cu drepturi depline. Este însă perioadă bună pentru a-ți modifica aspectul. Va rămâne un rezultat fericit și vei cheltui mult mai puțin decât crezi. Concentrează-te pe opinia celor mai buni prieteni dacă nu ai încredere în intuiția ta. Poate că sunt zile grele, dar trebuie doar să supraviețuiești dinților încleștați. Poate că în această săptămână trebuie să iei o decizie importantă. Stelele îți recomandă să îți stabilești sarcini ambițioase și să te angajezi cu mai multă îndrăzneală pentru implementarea lor. La urma urmei, uneori poți afla despre abilitățile tale reale numai prin încercarea de a realiza ceva cu adevărat semnificativ. Această săptămână îți va oferi multe oportunități de a dovedi. Este posibil ca în această perioadă să fii interesată de probleme religioase și morale. Călătoriile se vor desfășura cu succes. Orice excursii te vor ajuta să îți extinzi orizonturile. Unele dintre voi sunt încă supărate din cauza unui eșec în dragoste și se pare că acest lucru nu le oferă odihnă. Trebuie să renunțe la situație, să uite de ea și să înceapă din nou. Vineri, o invitație neașteptată poate urma, iar tu nu o poți refuza deoarece poate aduce schimbări mult așteptate în viața ta. Astrele sunt optimiste. Săgetător. Pentru a nu te simți inconfortabil și pentru a nu te bloca cu anticiparea, stelele au oferit fetelor un moment plăcut. Nu fi atât de încrezătoare că lumea din jurul tău nu se poate descurca. Cu toate acestea, cum se va descurca, adevărul îl vei afla nu peste mult timp. Deci nu îți mai bate capul cu problemele altora și încearcă să întâmpini fiecare zi cu un zâmbet. Probabil în probleme familiale, lucrurile pot ajunge chiar și la scandaluri. Pentru un moment vei dori să arunci totul la bunica diavolului, dar din fericire, acest lucru este temporar. În relațiile personale, comunicarea este importantă, vorbind pe teme diferite, fără a despica firul în patru. Acest lucru vă va permite să vă înțelegeți mai bine, mai ales dacă este o relație nouă. În dragoste, magia cuvintelor este mai puternică decât orice, așa că nu mai tăgădui sentimentele tale.
Dacă nu vorbești despre tine și despre interesele tale, șansele sunt că nu va fi un schimb reciproc. Dar nu te grăbi în cuvinte pompoase în zadar. A înșela și umili pe alții verbal în acest moment este foarte periculos. În această săptămână vei putea rezolva cu succes problemele importante legate de angajamentele financiare. Dacă ai bani disponibili, atunci în această perioadă poți avea oportunitatea de a investi într-un proiect profitabil. Tu rareori acorzi atenție problemelor minore, ești întotdeauna însoțită de o bună dispoziție. Cele care sunt căsătorite vor primi probabil resurse financiare suplimentare datorită activităților de succes ale partenerului și creșterii vizibile a veniturilor sale. În această săptămână, relațiile din familie se vor întări. Astrele sunt optimiste. Capricorn, te poți confrunta cu o lipsă de înțelegere de la oamenii apropiați. Se pare că nimic nu a prezis acest lucru, dar viața personală interferează cu unele probleme externe. Ți se poate oferi o afacere profitabilă legată într-un fel de bunurile imobile, dar în familie pot să apară critici. Stelele avertizează. Discuția serioasă trebuie planificată joi. Apără-ți punctul de vedere. Curiozitatea, interesul pentru ceea ce se întâmplă în jur pot fi utile și materiale, mai ales dacă ești scriitor sau jurnalist. Poate crește puterea, inițiativa și întreprinderea, care te vor ajuta în multe cazuri, dar este posibil să îți împrăștii forțele, încercând să câștigi succes și să beneficiezi de mai multe avantaje sau proiecte. Prietenii pot fi de ajutor în implementarea planurilor profesionale. Tu știi cum să te bucuri de viață și susții probabil o legătură pe care o ascunzi cu atenție. O întâlnire secretă poate avea loc vineri, iar acest lucru va ușura serios tensiunea emoțională a săptămânii curente. În această perioadă, partenerul tău poate gestiona orice problemă, deci este mai rezonabil să nu-l împiedici, ci să-i urmezi inițiativele. Cele care au relații romantice lungi, dar care nu le-au formalizat oficial, pot face oficializarea săptămâna aceasta. Este, de asemenea, un moment excelent de a participa la sărbătorile de nuntă, nu numai ca lună de miere, ci și ca oaspeți invitați. Căsătoria încheiată în aceste zile va fi puternică și fericită. Astrele sunt optimiste. Vărsător. Eclipsele în cascadă și Mercurul mereu retrograd pentru tine afectează tensiunea nervoasă pe care o întâmpini prin muncă. Prea multe sarcini și o mare responsabilitate te-au bântuit mult timp. E timpul să te gândești la concediul tău și îl poți lua dacă vorbești miercuri cu superiorii tăi. Știu, tu nu ai superiori, dar le accepti titulatura din politețe. Este necesar să nu te mai gândești la lipsa de bani, să înțelegi mai bine cum pot fi câștigați cinstit. Câteva planete prietenoase te sfătuiesc să vorbești cu un prieten despre propunerea lui de cooperare și fără ezitare accept-o. Ai nevoie de schimbări, ai stat într-un singur loc prea mult timp. Dar nu plănui nimic în această săptămână, căci ar putea fi complet inutil. Nu îți face griji. Această perioadă nu promite nimic dincolo de neobișnuit dacă nu te ocupi serios de căutarea activă a aventurii. Sensibilitatea crescută la boli ale sistemului respirator crește. Atenție la venele picioarelor. Slăbirea sănătății poate duce la excese cu pasiunile tale, conflicte și obiceiuri proaste. Prima jumătate a săptămânii amenință cu risipă de energie, dureri nevralgice în mâini și umeri, leziuni ale mâinilor și picioarelor. Există un pericol ridicat în apă și alcool. În a doua jumătate a săptămânii ar trebui să ai grijă de stomac.
În weekend, riscul accidentelor crește și mai mult din cauza lipsei de concentrare mentală, posibil de slăbire a energiei. Încearcă în aceste zile să te limitezi la alimentație, altfel, repede adaugi cifre inutile în talie și nu în cont. Astrele nu sunt optimiste. Pești. Dacă la începutul săptămânii se întâmplă ceva ciudat, încearcă să înțelegi acel lucru că altfel nu mai dormi. Nu te plânge de lipsa de sprijin și înțelegere. Și dacă dorești să te relaxezi puțin, doar amână aceste întrebări pentru o vreme. Starea ta de spirit depinde de o varietate de motive, reacționezi la tot ceea ce se întâmplă în loc să te bucuri de viață. Ești vulnerabilă și trebuie să găsești o ocupație care te distrage complet de la tot. Modul cel mai neașteptat în acest sens poate fi un pui de cățel sau de pisică. Această săptămână o poți trăi cu bucurie și credința în cele bune. Cea mai strălucitoare perioadă va fi resimțită de cele care se confruntă cu o perioadă de iubire. Te așteaptă confesiuni de dragoste, daruri, surprize plăcute și distracție festivă. Dacă ești singură, atunci în această perioadă îți poți întâlni perechea sufletească. Întâlnire romantică este foarte probabilă într-o stațiune, de exemplu, pe malul mării. Cele care au copii vor putea să primească o surpriză plăcută deosebită de la copil. Poate copilul te va face fericită cu succesele sale. Du copilul la teatru sau la circ, fă pentru el ceva plăcut și memorabil. Joi poți face în sfârșit o achiziție planificată de o lungă perioadă de timp. Ai bani în plus și imediat îi cheltui. Vineri trebuie să găsești o scuză bună pentru a părăsi serviciul mai devreme decât de obicei pentru a dedica seara odihnei. Astrele sunt optimiste! La revedere, draga mea! Nu uita că în fiecare zi îți dăruiesc o previziune și o etalare de tarot. Te aștept!